Bună și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire marca Ce se întâmplă, doctore? Primul gând atunci când vrem să slăbim este să ne ajustăm dieta, însă ar trebui să reglăm și alte obiceiuri, precum consumul de alcool sau somnul insuficient. Aflăm de ce de la Cori Grămescu. Bună, Cori! Bună, draga mea, mersi de invitație! Spune-mi în primul rând cum afectează alcoolul silueta, ce ai observat de-a lungul timpului la cei pe care i-ai consiliat? Sunt două aspecte. În primul rând, sunt caloriile pe care alcoolul le aduce și sunt calorii din alcool per se și din glucidele asociate alcoolului, dar în România se bea foarte multă bere și vinuri dulci și atunci acest efect este potențat negativ din asocierea de zahăr și alcool și mai face un lucru destul de păcătos la nivel comportamental și anume ne coboară barierele și ne dă senzație de foame. Niciodată nu doar bei, bei și mănânci și pentru că nu mai simți neapărat acea senzație de foame din pricina alcoolului, acea senzație de sațietate, tendința este să mănânci mai mult decât ai face-o de obicei și, în general, alimente nesănătoase. Da? Shaorma de la 4 dimineața o știm cu toții din studenție. Mai mult decât atât, alcoolul poate fi procesat în ficat, da? Pentru că se procesează în ficat, poate fi procesat în ficat la concurență cu grăsimea. Deci ficatul nostru ori procesează alcool, ori procesează grăsime. Nu poate să le facă pe amândouă odată. Și chiar și în absența unui excedent caloric, da? Deci chiar presupunând că reușim printr-un miracol să nu depășim caloriile necesare menținerii peste zi, corpul nostru nu va pierde grăsime. În plus, procesul de metabolizare a alcoolului este unul toxic pentru ficat, pentru starea generală de sănătate și atunci trebuie consumat cu moderație, mai ales pentru femei. Noi avem o sensibilitate mult mai mare la alcool decât bărbații, deci dozele de alcool permise pentru femei sunt cam la jumătate față de bărbați. Deci un pahar de 2-3 ori pe săptămână de vin este cam tot ceea ce putem face în siguranță. Aș invoca aici paradoxul francez, pe care însă mulți medici în ultima vreme nu prea îl mai susțin, pentru că de fapt se referea la un pahar foarte mic de vin roșu sec și un pic de brânză, dar se pare că și francezii au foarte multe cancere hepatice și nu mai e atât de adevărat că vinul consumat zilnic e sănătos. Aș vrea să spun că paharul de vin din această afirmație are 125 de mililitri, asta înseamnă efectiv un deget și jumătate de vin. Deci vorbim despre un pahar foarte mic de vin roșu care ar trebui să fie organic, ar trebui să fie fără sulfiți adăugați și așa mai departe. Și da, inclusiv în Franța, unde consumul de alcool este mult mai tolerat decât în alte părți ale lumii, din păcate, incidența problemelor digestive este în creștere și să știi că francezii încep ușor să renunțe la acea porție de brânzeturi după fiecare masă, sunt cumva temperați și se recomandă foarte mult în societatea franceză, se recomandă foarte mult adoptarea unei alimentații cât mai dietetice, cât mai sănătoase. Cum rămâne cu berea? Foarte mulți bărbați, dar și femei în România consumă bere și berea se consumă în cantități foarte mari. Și multă, da, exact. Adică... Și se și vede pe stradă, acea burtă de bere este comună multor persoane. Da, din păcate este o băutură tare păcătoasă, pentru că nu ne dăm seama, dar am văzut oameni care pot bea 4-5 litri de bere pe zi fără niciun fel de apăsare existențială, nici măcar nu o simt, își desfășoară existența absolut fără probleme majore. Și da, este o realitate. Este o realitate în România. Dacă ne uităm pe stradă, vedem că foarte multe persoane sunt supraponderale sau obeze. Aceștia sunt din ce în ce mai tineri, din păcate. Procentul de obezitate în România este în continuă creștere și, din păcate, ceea ce nu se vede pe stradă este faptul că oamenii ajung la spital cu complicații destul de târziu. Avem o incidență foarte mare de ciroze decompensate care ajung la spital, tocmai pentru că nu există această cultură a prevenției. Da? Deci ar trebui limitat consumul de bere, ar trebui limitat la mai puțin de o cutie de bere pe zi. 250 de mililitri de bere, mai precis. Să vorbim acum puțin despre somn, pentru că insomnia este o altă problemă de sănătate care cumva este fie generată de stres și întreținută de acesta, cumva e un cerc vicios, foarte multe persoane dorm prost. Nu numai asta, dar există un comportament care potențează negativ calitatea somnului. În primul rând, stăm cu ochii în ecrane, în lumină albastră, până foarte târziu.
petrecem foarte puțin timp în aer liber, în bătaia soarelui, în natură, în mijlocul naturii, deci nu în parc, în oraș, ci să ieșim, să ne deconectăm de zumzetul și de agitația orașului. Și din păcate, când ajungem seara acasă, ce facem? Ne punem de cele mai multe ori un pahar, două de vin, de bere, ieșim la o bere cu prietenii. Astea sunt referințele noastre culturale. Hai să ne vedem la o bere sau hai să mâncăm ceva și să bem ceva ca să ne relaxăm, să ne inducem forțat această stare de relaxare pe care alcoolul o dă. Și următoarea seară, în seară mergem la sală ca să compensăm. Da, sau mergem întâi la sală și după aia bem ceva în oraș. E, din păcate, consumul de alcool înainte de somn tulbură calitatea somnului, nu ne odihnim bine, nu ne deconectăm în timpul somnului, mai mult decât atât. Cu cât stăm mai mult în ecrane albastre, suntem tentați a doua zi, bineînțeles, ne culcăm târziu, suntem obosiți, a doua zi suntem tentați să bem foarte multă cafea sau energizante, da? Am cliente și eu însă îmi recunosc, eu însă îmi beam într-o perioadă de vârf a vieții mele, beam fără niciun fel de părere de rău 6-8 cafele pe zi, până când mi-am dat seama, băi, stai așa puțin, ce-mi fac? Trebuie să-mi reechilibrez viața și trebuie să am cumva grijă la sănătatea mea. Iar acum am descoperit că pot funcționa foarte bine cu o cafea pe zi, doar una pe zi dimineața, însă, într-adevăr, la ora 11:30 sunt lemn, nu că dorm, lemn sunt în pat. Într-adevăr, mă trezesc odihnită, mi-a crescut calitatea somnului, mă simt mult mai bine, dar a fost nevoie de o jumătate de an de efort ca să fac asta, pentru că mă culcam foarte târziu, mă trezeam obosită, beam prea multă cafea, cafeaua îmi tulbura somnul, mai mult decât atât resimțeam din cauza cofeinei în exces, pentru că, sigur, câte o cafea două pe zi nu sunt problematice, dar dacă bei foarte multă cafea și energizante, reacția pe care corpul tău are la stres este accentuată și, practic, este un cerc vicios în care ne adâncim. Cum rămâne cu sportul intens făcut seara? Cam câte ore ar trebui să avem între antrenament și ora la care ne culcăm? Aici, bun, părerile sunt împărțite. Antrenamentele de rezistență executate cu greutăți sau cu greutatea corpului, dar în care nu țopăim foarte tare, nu ne agităm prea tare, nu sunt problematice. La fel, pilates, yoga, din contră, ne ajută pentru că ne readuc atenția în corp. La ce trebuie să fim atenți și neexistând o regulă universală, trebuie să fim doar atenți la modul în care ne simțim. Sunt persoane care pot face cardio seara fără niciun fel de problemă, din contră le ajută să se odihnească foarte bine, sau sunt persoane mai sensibile care dacă fac sport seara se agită prea tare și nu se mai pot odihni. Trebuie să vedem ce funcționează pentru noi. O altă întrebare legată de calitatea somnului ar fi legată de alimentația târzie, că și aici e o altă problemă. Odată legată de alimentație și odată legată de faptul că, într-adevăr, insomniile duc la o creștere a consumului caloric peste zi pentru a compensa lipsa de energie. Da, da. În momentul în care suntem cronic obosiți, corpul nostru încearcă să compenseze prin creșterea senzației de foame. Da? Persoanele, este foarte cunoscut acest lucru, persoanele care lucrează în ture, de exemplu, nu doar că au o greutate mai mare decât persoane din aceeași categorie socioeconomică, dar care nu lucrează în ture, ci au și o senzație de foame mult mai crescută. Deci da, somnul ne face să ne îngrășăm. Mai mult decât atât, trebuie să avem grijă să lăsăm acele 3-4 ore înainte de culcare, pauza, repausul digestiv de care creierul și corpul nostru au nevoie pentru a asigura acea perioadă naturală de post, de nealimentare, care să ne permită să ne scadă glicemia, să ne scadă secreția de insulină, să își facă hormonii treaba și să inducă somnul, să. Deci e foarte important să avem cele 3-4 ore de la ultima masă până la ora de culcare și, desigur, ultima masă să fie o masă nutritivă, dar fără să fie excesivă. Deci mâncăm legume, pește, carne albă preparată dietetic. În niciun caz nu mâncăm cartofi prăjiți și ceafă de porc. Mi-a plăcut un dintre sfaturile tale, mi-a rămas legat de a citi înainte de culcare. Este unul dintre cele mai bune lucruri pe care putem face pentru noi din toate punctele de vedere. Este, să știi că este una dintre cele mai relaxante activități. Dacă reușim să citim în lumină difuză galbenă, cu liniște în jurul nostru, este cea mai relaxantă activitate pentru corp, chiar pentru minte și pentru corp. Chiar au făcut studii, este mai relaxantă decât yoga.
corpul percepe o stare de bine mai profundă în timpul lecturii unei cărți care ne place decât atunci când practicăm yoga sau exerciții de respirație sau de mindfulness. Deci este una din activitățile cele mai benefice.